În cazul în care sigur nu știe publicul, o să avem probabil o emisiune cu haterițe. O să avem două colegi. Voi vorbiți lucruri personale despre femei. Nu vorbim lucruri personale. Acest podcast la care se va uita lumea. Cât tu erai cu băiatul tău în vacanță la Auschwitz, noi am vorbit cu niște haterițe ca să facă o emisiune de hate. La hate. Dar nu, eu am alt proiect. Deci am un proiect, vreți? Da, nu, vreau. Băi, vă sparg, deci am un proiect. Stai să văd dacă pot să zic că trebuie verificat. Stai așa să-l găsesc. Ce haterițe, mă. Deci Ana Maria, dacă o să ajungă, e cel mai probabil să devină colegă cu noi. Da. Deci dacă o să devină Ana Maria colegă cu noi, uite, ce este deci cel mai ciudat este că ea o să fie omul cu cea mai mare doză de testosteron dintre toți de aici. Posibil, da. Trebuia că ea zicea de bărbați care nu plătesc. Trebuia să o lăsăm cu nota amândoi. Nu pot să vă zic. Eu oricum am plecat din greșeală fără să las pentru limonadă nimic. L-am să la pe Cicu să pună el. Cum am fost să pleci și Cicu să lași cu nota? Deci să-ți spun. Ne vedem cu, avem în vizită potențiala noastră colegă, care e mega simpatică. Și nu știu ce vorbea aia. Cât de mult o fut la icre bărbații care ies în oraș cu fetele și nu plătesc. Dar câți fac asta? Stai. Băi, păi știu, dar asta e cool. În 2021 să ieși cu o fată și să nu plătești, chiar cool. E so 1900 să ieși în oraș să plătești tu. Asta e, cum e 2021? Pe hateriță greșit. Păi, o să iasă, ăla care l-a să iasă cu mine. În oraș ar trebui să plătească. Da. Da, dar nu este, deci în 2000... Dacă ăla trebuia să-l babardească pe cel invitat. Da. Adică cumva mi se pare de bun simț. Da, da. Sună cu scopul de a babardi pe celălalt, ăla trebuie să scoată banul pe... Păi da, dar ăsta e next level-ul. Să nici să nu plătești, să și... Înțelegi ce zic? Nu știu unde naiba. Adică mi se pare un pic pase așa asta. Așa că noi într-o relație de business cumva ar fi fost un statement bun să nu plătim nimic și să o lăsăm pe acum. Păi da, pe asta zic. Deci la Happy Fish trebuie să-ți arăți greutate, frate. Dacă nu îți cari propria greutate... Trebuie să-ți arăți dezinteresul. Propria greutate? Deci puterea maximă stă în a-ți arăta dezinteresul, nu interesul. Mamă, ce... Prost, am așezat microfoanele. Este perfect pentru această emisiune, dar vreau să-mi cer scuze de la început, pentru că am făcut un lucru greșit în raport cu emisiunea. Gicu, hai să ne concentrăm la acest podcast. Brichetă Animal Print. Deci este podcastul la care nici participanții... De la acest mini jaguar. Deci nici participanții nu sunt interesați, dă și mie. Covric prăjit. Deci, recunosc în fața colectivului că am făcut un lucru nepermis în raport cu profesionalismul acestei emisiuni. Băi, și m-am gândit la un subiect. Aici e problema. Și eu am un subiect. Deci și eu am subiect. Asta e, Iurea, trebuia să venim complet nepregătiți. Ce căcat. Prost, vă zic. O să pierdem. Dar știi care este culmea? Eu cred că toți avem același subiect. Nu, aici e beleaua. Ce subiect? Atunci, pe subiectul pe care l-am pregătit, deși nu trebuia să-l pregătesc. Bine, l-am pregătit involuntar, pentru că eu am vrut să nu-l pregătesc și el venea în mine subiectul și împotriva voinței mentale, știi cum e, că vrei să-ți forțezi mintea? Ascultă-mă, fii atent. Știi chestia când vrei să nu te gândești la ceva și fix la aia te gândești? Ei, eu îmi propusesem așa, să nu mă gândesc la niciun subiect. Arată-mi pe această brichetă unde te-a atins subiectul. Aici m-a atins. Din subiectul mușat. Așa. Așa, și subiectul pe care nu vreau să-l pregătesc. A dat bricheta pe la pulă. Subiectul pe care nu vreau să-l pregătesc și el îmi venea recurent, deci venea ca subiect pe care eu forțam să nu-l gândesc și mintea mea, știi, deci gândea pe invers, deci gândea și a gândit subiectul următor. Vreau să fac cronică de film, bineînțeles la un film pe care nu l-am văzut, logic, altfel toată lumea ce se înseamnă să faci cronică la un film pe care l-ai văzut. Deci vreau să fac cronică la... filmul care va apărea, nici măcar n-a apărut, și vreau să fac cronică de film la Matrix Resurrection sau cum se numește, că nici nu mă interesează subiectul, că el mi-a venit în mine subiectul. Eu nu voiam să-l gândesc și subiectul venea în mine, drept pentru care nici nu a reținut foarte bine numele filmului, pentru că nu doream să mă gândesc la acest subiect și subiectul venea. Și vreau să spun așa, și ca cronică de film,
Deci cronica mea de film e dar cum ar fi să punem simplă la ăsta Matrix 4 review. La ce reanimă păi da. Matrix 4 review. Păi asta facem. Pe asta vreau să fac cronică de film la filmul care și va apărea și spun de acum. Va fi foarte, foarte prost. De ce vă zic de acum? Hai să ne certăm. Asta e cel mai tare. Nu-mi place deloc ideea ta și nu nu ca critic pe film vorbești sau ca Nu. Abonat RCSRDS? Ca abonat UPC. Așa, ok. Nu-ți de acord absolut deloc cu subiectul ăsta. Da. Am altă idee. Cum ar fi să facem un review la Matrix care încă n-a apărut? Bun. În sfârșit nu ne înțelegem. E ok, că prea ne înțelegeam în ultima vreme. Zi, hai să o luăm pe rând. Așa. Fiecare, tu ce părere ai despre trailerul ăsta? Nu. N-ai înțeles, Tudor. Nu. Despre film. Noi nu mai comentăm trailerul. Lasă trailerul să vorbim. Noi vorbim direct de film. Exact, noi comentăm filmul. Trailerul, oricine l-a văzut. Eu în 2021 tot ce mi-am dat seama din filme că în continuare vreau să o fut pe Carrie Ann Moss. Pe Trinity. M-am uitat atent. E ok, merge. Aș da milfă. Da la fii atent, întrebare pentru amândoi. Da la Keanu? Bă, Keanu este prima oară când pare că am bătrânit. Da, deci, dar bă, dacă ar veni Keanu la voi și să zic că Tudor, aș vrea să avem un moment romantic sau Gicu. Da. Zic că l-ai refuza. Cum să refuz pe Keanu Reeves? Asta vreau să te întreb. Deci, dacă te-ar... Uite, fii atent, idee. Deci Keanu Reeves te invită la terasa doamnei. Acolo la terasa cu găini, cu căprioare. Așa, și face o dedicație muzicală populară cu formația populară. Te invită la un vin de casă, de la Ulcior, care de fapt e bag-in-box, dar na. De la. Așa, și îți dă, ușor te amețești, pac-pac, pune mâna pe picior și zice, Gicu, îți urmăresc toate podcasturile, deși nu înțeleg absolut nimic pentru că sunt în limba română, înțeleg doar câteva cuvinte, cum ar fi procedeu sau ceva care sună internațional. Așa s-a dat Kevin Spacey la... Îl voiam pe tetelul, dar mi-a zis Emma Stone să... Așa să nu mă bag, Kevin Spacey la principele Belgiei sau o chestie de asta. Există un testimonial din partea așa. Principelui, nu știu, cineva din familia regală sau din administrația unei țări flamande. Și Kevin Spacey tot așa i-a pus mâna pe picior în timp ce era în grădină la un ceai. Și ăla i-a explicat, dar el a fost foarte calm, adică a spus, nu e pentru mine, dacă vrei te mai poți servi cu un ceai sau putem să ne plimbăm prin grădină. Gicu, dacă ea ar vrea să dea la tine, ușor, ce ai face? L-ai refuzat, te-ai ridicat? Dacă el ar vrea... Masa aici, veniți, nota, vreau nota să plătesc. Da, e la primire sau la... Da, adică e la primire sau la aruncare? Nu știm încă. Eu sunt... Nu știm încă, nu, trebuie să afli. La primire sunt eu, cu chianurile. Chianuri, eu sunt la primire. Deci accepti. Deci ai accepta. Da. Băi, te-am întrebat serios. Nu trebuie să răspunzi. Nu. Vorbesc serios, fii atent. Gata, știu. Așa. Și zice Gicu, fii atent. Eu știu că te zbați acolo la Happy Fish. Tragi, sfori, faci, îți pui podcastul cum vrei tu ca să-ți fie mai bine. Chem tot felul de oameni. Știu că ți-ai dorit mai mult. Dacă vei fi cu mine, îți fac podcast la Hollywood. Pune o pilă acolo la departamentul podcasturi de la Hollywood. Eu l-am ajutat și pe Bahui să devină deparator PC la Hollywood. Dacă așa, vine și Bahui. Da, zice, ia și pe Baboi. Nu, te dai la pachet. Pe Bahui. Pe Baboi. Pe Baboi, nu, le iau pe așa, Baboi. Ai acceptat să mergi cu el în camera de hotel? Încă nu știm nimic. Doar îți propune, deci te înregistrează la Asociația Asociația Realizatorilor de Podcast Anonim RCO de la americani, te înscrie acolo pe listă. Așa. Și după aceea îți pune o pilă și cu condiția să mergi fără Baboi. Fără Baboi în camera de hotel. În camera de hotel. Cu condiția ca Baboi să ducă și el cu Billy Zane. Deci dacă se duce Baboi cu Billy Zane. Zi-mă, te duce în camera lui, da sau nu? Cred că Gicu vrea să-i facă Maradona și să închidă lumina și să-l bage pe Baboi în locul lui. Dar știți că s-a întâmplat la Brăila? Maradona? Exact genul ăsta, că era unul care era cam urâțel. Deci nu avea succes la prostituate, la Brăila, la fază reală.
Deci adică era atât de urâțel încât nu mergea nici acolo? Și atunci, asta e o legendă acum, o fi adevărată, nu știu. Dar eu cred că este adevărată că la care o povestea părea că ar fi adevărat, adică părea că nu mințea foarte mult. Zice omul și... care a fost convins că filmul Kramer contra Kramer e partea a treia din Războiștilor tot în Braille. Și l-a chemat pe acest prieten adult care arăta foarte bine și a închis lumina și l-a lăsat pe el. Un fel de Cyrano de Bergerac cu pula în pizdă. Deci ai acceptat să mergi cu Keanu Reeves în camera lui de hotel dacă ți-ar propune doar să faceți baie. Da. O baie. Și spălat pe spate. Asta vreau să... Deci te-ai lăsat spălat pe spate de Keanu? I-a spălat și eu părul ăla lung acum care l-are, am observat. E predispus la mătreață. L-a spălat cu wash and go. Eu te întreb serios. L-a spălat ca pisica. Da, exact. Adică eu vreau să văd dacă ai prejudecăți. Dacă ai prejudecăți, da, nu... De film mai zicem ceva? De... Da, comentează, pe număr. Ăsta-i filmul. Păi noi comentăm. Păi nu, zi tu acum ce crezi tu despre film. Băi, mi se pare că arata Disney. Deci nu mai arata Matrix. Deci filtrele alea verzi, cum era înainte, atmosfera aia... Băi. Adică pare că au făcut mai frumos Matrix-ul. Adică e mai frumos în program acum. Na, eu cred că e șmecherie vizuală asta. E făcut să arate mai de plastic așa și mai cartunii special. Zici? Special ca să ce? De special. Ce? Ca să fie frumos pentru chiar nu să nu-și dea seama? Nu. E posibil să fie pe ideea de simulare în simulare. Un fel de Inception de asta. Tu așa zici că e? Eu așa zic că e. Simulare la simulare? Simulare la simulare. Am înțeles. Ca să îl pună pe răbuș, să scape de alesul, s-a făcut simulare. Părerea mea e că n-are niciun sens. E posibil să n-aibă niciun sens, pe de altă parte până, adică nu că până nu vedem filmul, adică odată ce am văzut filmul nu mai pot să-i fac review. Dai, da. Eu zic să-i facem review acum. Până asta facem vedem, review asta acum, mai făcut și la cărți. Deci dacă mi-a plăcut Matrix 4 sau nu? Da. Acum, da. Eu pot să zic clar că nu și vă zic și de ce, am și pot argumenta. Dau... Bă, n-are nimic nou. Deci este același bullshit, deci vor repeta glumele geniale glumele din primul. Par foarte obosiți în asta. Băi, dar nu e nimic nou, bă, sunt aceleași căcaturi făcute cu oameni mai în vârstă, asta e tot. Deci inclusiv Agent Smith ăla pare că, cum să dar zic, nu, e ala, nu mai e ăla. Păi altul care seam vrea să semene. Morpheus e ăla? Nu. Nici Morpheus. Da. Nu e, mă, Lawrence Fishburne, nu e. Dar nu Morpheus e, păi... A murit, bine, tot a murit, teoretic, nu? Adică și din nou sunt, că de-aia zâmește Matrix Resurrection. Că îi învie pe aia. Da. Carrion Moss a murit și ăla teoretic la vrăjeală, final. A scos un scenaristul. A murit, da. Și Neo la final. Da, a scos un scenaristul. Dar eu n-am văzut nicio secvență nouă. Deci toate sunt alea vechi. Cu elicopterul, așa, cu motocicletele, cu gloanțele. Bă, nimic cu nou. Cu caratili. Cu caratili. Cum îl abordai? Dacă venea Hollywood-ul la tine și zicea, Mușat, trebuie să faci Matrix 4. Dar el a scris Matrix 4. Înainte să apară primul Matrix. Da. El a scris Matrix 4 direct. Eu nici n-am fost bă la Matrix. Să apară Matrix. Eu la primul Matrix nu m-am dus pentru că toată lumea se ducea la Matrix și eu am zis că nu fac lucruri pe care le face toată lumea. Și eu n-am fost la Matrix când a apărut. Ții minte și reclama care m-a atras foarte tare și când am auzit că lumea merge la Matrix, n-am mai mers și am considerat că este un film prost. Tot așa am făcut review nevăzând filmul. Și am considerat că este foarte prost și drept pentru care nu l-am văzut timp de 10 ani. Eu n-am văzut Matrix-ul când s-a lansat pentru că am considerat că e slab. Pentru că au mers prietenii mei. Bă, dar eu țin minte că... Oriunde merg prietenii mei, înseamnă că nu e ok. Înțelegi? Și de-aia nu m-am dus. Și după aceea când am văzut Matrix-ul, zic, cât am pierdut, ca și la Philadelphia. Tot așa, nu m-am dus la film, că mergea toată lumea. Și după aia când am crezut eu că am SIDA... Și pe aia mă apărău, de ce nu m-am dus la Philadelphia? Dar că asta acum, este o poveste pentru altă zi. N-aș fi avut SIDA dacă aș fi mers la Philadelphia, că tot așa nu m-am dus din o supra-hipsterial. Mă duceam doar la cinematecă, man. Deci mă duceam la filmele alea care la un moment dat nu am avut, știi că la cinematecă era dublat în direct. Și la un dat, nu știu, s-a răcit persoana care dubla și era Tarkovsky, man. Și a întrebat, a venit cineva de acolo și a întrebat, s-a îmbolnăvit dubloza. Vrea cineva să rămână la film? Băi, și imaginați-vă sala plină de la cinematecă de guguștuci intelectuali
care au ridicat mâna. Cred că doar doi au fost cinstiti și au plecat. Nici eu n-am plecat, că dacă am văzut, mi-era rușine să mă ridic. Și toată lumea a ridicat că rămâne. Dar la cine și a început Tarkovski. Da, mă, aici. Și a început Tarkovski în limba rusă, man. Nimeni nu înțelegea nimic. Stoi. După da, care au început să plece idioții, înțelegi? De-aia zic, adică... Eu știu cum aș fi făcut meniul ăsta. Stalker, nu de-aia n-am mers la... Eu știu cum l-aș fi abordat. Yeah. Din perspectiva aparatelor, aparatele care au făcut ieri. Deci mașinile alea, frate, au făcut frumos. Auzi că prima oară au făcut primul Matrix ca să fie frumos și adunarea să fie fericită. Nu le-a plăcut. Zai, care aparate? După aia au făcut... Aparatul. Aparatul din Matrix. Aparatele. Aparatele. Mașinile. Mașinile. Robotul. Care sugeau energia din corpul. Da. Prima versiune de Matrix era ca un Eden. Toată lumea mulțumită, fericită, extraordinar. Lua toată lumea speciale. După aia l-au făcut ca în viață. Nu le-a plăcut nici ca în viață, știi? Și mă gândeam că am așa un pic de empatie și pentru mașinile. Adică e ca și când am avut eu hamster, știi? Și m-am chinuit și le-am făcut cușca aia frumos, știi? Ne-am pus talaș, aveau ce mânca, ce bea. Și să mă trezesc după aia cu hamsterul prin living pe lângă mine, pe la vase, pe acolo, și? Că nu i-a plăcut. Și să vezi cum ar fi din perspectiva aparatelor și a agenților. Da, hamsterul ți-a mâncat chestii prin casă? Hamsterul nu, a fost unul care a evadat de mai multe ori. Da. Și ideea e că el evada din cușcă, se plimba prin casă și după aia se întorcea și se băga înapoi în cușcă. Dar nu știm exact cum, cred că se strecura printre gratii. Dar nu v-a mâncat papuci chestii de genul ăsta când fugea? Când fugea, dispărea din domiciliu obligatoriu. Nu erau porți de guine, erau de aia așa micuți. Așa. Mă, hamster, asta zic, nu, că noi, la noi când dispărea din borcanul de murături în care așa locuia, mai reușea, nu știu cum, punea prea mult talaș, dispărea. Nu, pentru o zi, panicați, toată familia era a Mickey, a dispărut Mickey. Deci era mai rău decât... aș fi vrut să zic, dar e prea mare idioțenie, nu zic. Deci, mai rău decât dacă ai fi fugit tu de acasă. Deci, ghilimele, idioțenie, așa, și când îl găseam pe supat unde mânca câte o pereche de papuși de plastic întreagă, înțelegi? Și erau, plus că pe vremea aia era mai greu, nu era ca acum, flip-flop și la colțul străzii. Nu găseai papuși de plastic decât niște gunoaie, înțelegi? Așa, cred și că... Mickey ne-a mâncat mai multe perechi de papuci. Dar noi eram fericiți pentru că Mickey exista. Și deci eram distruși că papucii a fost mâncați, dar Mickey era așa în viață. Așa că vorbeau și mașinile din Matrix, știi? Bă, au scăpat unii și am găsit, bă, unul îndoia o lingură. Nu știu ce dracu făceau, adică... Ia. Și zicea la altul că nu există lingură. Păi dacă nu există, de ce un doi fut în zgura? Sărea de pe acoperișul, nu știu ce făcea. Da, întrebare... Când ăla... Eu vreau să mă duc acum la Ikea, da, să iau un set de la de linguri și aia să încerce să mi le treacă pe la casă și eu să zic nu. There is no spoon. There is no spoon. Pe dar eu le iau, le ăla când, nimic. Când vorbește de friptură da. Și da. O taie, foarte bună. Nu v-au curs balele? Ba da. Deci eu am vrut să plec din sală, vreau să mănânc o friptură. Asta a fost concluzia lui Matrix. Aia a fost, vreau să mănânc o friptură. Pentru că la când descria friptura aia și cum făcea este adevărat? Este adevărat. Adică este o friptură adevărat. Este mai bună decât Matrix. Matrix? Da, o friptură este mai bună decât Matrix. Tocmai că el zicea că e mișto friptura tocmai chiar pentru că e în Matrix. Păi știu. Și că el preferă să stea în Matrix să mănânce friptura decât să mănânce resturi pe covilchirul ăla de navă. Da, dar voi credeți că friptura există? Adică este tot o halucinație și la noi? Bă, problema e următoare. Deci, voi credeți în friptură? E legitimă, că dacă nu există lingură, înseamnă că nu există furculiță. Dacă nu există furculiță, nu este nici cuțit. Dacă și o să mănânci nici... cu mâna. Exact. Cum pula mănânci friptura aia din Matrix dacă there is no spoon? Că nu stă în picioare, nu-i valabilă aia teoria de Matrix. No spoon în lumea... nu există nici friptură. Nu există nici friptură. În lumea rea... Adică în lumea reală nu există. Păi dacă nu există friptură, de ce există notă de plată? Pișama și puiele de restaurante, băgame aș pula în ele să-mi bagă. Dar voi credeți că inclusiv acest podcast este o iluzie? Nu aveți senzația... Sincer, în timp ce spuneai tu asta și la ce mă gândeam, îmi doresc foarte mult ca algoritmul YouTube să întârzie cât mai mult în a recunoaște cuvântul pula și a dat strike pe el. Deci dar cine a zis? L-ai zis tu acum. Păi nu, păi știu, am zis eu, dar din fericire încă nu recunoaștem jurăturile în română și nu dă strike pe language din cauza asta. Da. Da. Deci și nu știu cât mai avem. Nu știu câte... Deci salvarea Hollywood-ului și ălora de la Hollywood...
mafia podcastului de la Hollywood în care o să intru eu după ce eu sug Lucianu Reeves. Da. O să-și dea seama că salvarea lor e să facă podcasturi în limba română, în pula mea, că nu le dă algoritmul strike pe cuvântul pulă. Și o să vezi cum o să vină Harvey Keitel cu băieții cu De Niro, cu băieții cu nu știu ce. Deci visul meu e să-l văd pe Robert De Niro care zice, băgați ai pulă. Fii, am o întrebare legată, din păcate e legată de subiectul pe care îl discutăm. Și regret nu asta. Trebuie să avem subiect. Pe asta zic că nu vezi că se leagă toate lucrurile, parcă e un podcast normal, ceea ce nu e normal. Am următoarea întrebare. Voi credeți că la acest moment, apropo vorbind de inteligență artificială, prostie artificială, naturală, voi credeți, știți cum a zis, Stephen Hawking a calculat că sunt niște miliarde de alte planete locuite. Voi credeți că pe aceste miliarde de planete locuite, la această oră, mai sunt trei idioți care fac un podcast care nu trebuie teoretic nimănui? Este un univers paralel, că aia e mai mindfuck, că e un univers paralel în care suntem tot noi, care facem un podcast bun. Care interesează pe oameni. În multivers? Deci în multivers sunt unii care fac un podcast bun, bine, în același timp e și un podcast cu homosexualitate extremă, tot cu noi trei. Păi este, deci nu există, e deja asta? Există și un videochat nenorocit rău de tot cu noi trei acum undeva în multivers. În același timp suntem și la ONU, probabil tot noi trei, care decidem soarta pangolinilor. Și tot acest timp, adică Keanu Reeves, într-un univers paralel, face un podcast și îl întreabă Lawrence Fishburne, băi Keanu, dar tu te-ai gândit dacă Gojira te-ar chema în camera de hotel ca să te primească după aia să faci podcast, momindu-te cu podcast la Happy Fish, tu te-ai duce cu el în camera de hotel? Ia zi Billy Zane, tu cu babă. Da, m-aș duce cu Keanu Reeves. De bricheta aia. Uite aici. Dar uite, altă întrebare de baraj. Eu vreau să zic ceva de Dune, dar zic... Imediat. Păi avem tot timpul că oricum nu interesează păi pe nu, nimeni. Păi nu, face review și la Dune. Oricum nu interesează pe nimeni. Deci, ce-ați alege? Matrix. Să fiți președintele ONU sau să ai o navă extraterestră? A, pula. Deci, nava extraterestră presupune și un grad de infracționalitate, pentru că dacă ai o navă extraterestră, sigur ai dobândit-o niște condiții greșite. Că e extraterestră, adică nu e a ta. Deci, ori ai furat-o, te-ai băgat peste ea, ai luat-o, a pierdut-o ăla la cărți, la tine, adică s-a întâmplat ceva. Bă, știi cum e, depinde și de consum. Că nici n-ai ce i-ai dat la schimb, știi? I-ai dat la schimb ce i-ai dat, i-ai dat... Dar fii atent, uite, altă întrebare. Cu extraterestrii se aplică regulile și legile de aici, adică poți fura un extraterestru, pentru că extraterestrii nu sunt oameni de pe pământ, da? Legile sunt date pentru oamenii de pe pământ, că nu sunt date legile să nu altă furi. Belea pe care stai, poți de legal să fuți. Nu. Foarte bine ai început, că asta voiam să întreb. Să furi. Deci, întrebare... Să sechestrezi. Stai, mă! Deci vorbesc serios, ai voie să furi dintr-un OZN-ul? Pentru că nu se aplică legile, pentru că nici măcar nu e de aici. Deci nu e nimeni proprietar de pe pământ pe nava aia. Să scoți, dar să scoți combustibil cu furtunul din OZN. Să furi benzină de la OZN. Nu mă vorbesc să serios. Da, sau să bați OZN-ul? Un extraterestru. Ai voie să bați? A furat antimaterie, mă, ne-a băgat. Băi, ai voie să bați un extraterestru din punct de vedere al codului penal? Că acolo se scrie să nu bați alți oameni, dar să bați extraterestri, știi că nu și sunt dacă oameni. Și dacă se duce ăla și scoate certificat medico-legal, ce știu este că... Zi, nu vorbesc serios! Ce știu este că Vaticanul la un moment dat a extins... A bătut extraterestri. Au extins paradigma ca să includă și extraterestri. Nu cred! Asta știu sigur. Adică să nu... Adică au făcut precizarea că în cazul în care apar civilizații, în cazul în care apare dovada unei civilizații extraterestre, așa, nu contrazice cu nimic. Deci decalogul se aplică și la extraterestri. Să nu râvnești la OZN-ul aproape deci, lui tău. Deci e păcat. Dacă furi de la extraterestri, e păcat. Da, e păcat. Dar legal este... infracțiune? Eu zic doar că e păcat în primul rând. Păi nu, știu, dar stabil. Acum și în planul, să zic, uman. Și cea mai importantă poruncă din decalog, să nu prea ozenești.
Dar fii atent, uite, nu, am altă întrebare, fii atent. Deci este interzis să faci, ascultă, este interzis să faci pipi sau caca în locuri publice, dar într-un OZN ai voie? Că nu aparține nimănui. De aici nu e legislație. Dar dacă rămâne OZN-ul, nu, vorbesc, răspunde la întrebare. Ai face cu noi pe jos pe lună, ai voie? Pe lună n-ai voie. Primești amendă? N-ai voie. În spațiu n-ai voie. S-a făcut chiar, este o înțelegere între state, pentru că universul, fără glumă. Deci spațiul s-a umplut de gunoaie de când au tot, fără glumă. Deci de când s-au tot, da mă, de când s-au tot plimbat ăștia, nu e glumă. Noi glumim acum? Man, eu acum chiar nu glumesc, din păcate. Bă, deci de nu spațiu, e glumă, deci glumă. Ăștia cu navele. Nu sunt serioși acum? S-au adunat americanii. Este plin, pentru că nu vorbim acum că aruncă Fruity Fresh, sticla de Fruity Fresh, Fruity Fresh pastilă, știi? Înțelegi, n-aruncă ambalajul de la Fruity Fresh drageu ca să bei în spațiu, înțelegi? Dar aruncă tot felul de cutia de baterii. Antrefrig. Deci, man, nu glumesc. Există un pericol, s-au adunat țările care au nave în spațiu cosmic, adică cele câteva țări care... Ce, mă, e un inel de coș de semințe în jurul lui Saturn. Și au făcut o legislație să nu mai arunce gunoaie, pentru că e pericol de accident, e plin de gunoaie. Știi când e iarnă și lași lucrurile perisabile, gen salam și dăstea afară, oricum nu se strică pe balcon? Așa. Pe lună sau în spațiu, dacă le lași afară... Cum să-l lași, mă, pe salam pe balcon? Nu, mă, să lași... Poți să lași... Poți să lași cumpărăturile afară pe lună și să te întorci când vii data viitoare. E destul de frig să nu se strice, nu? Pe cum, sunt minus 4. Ce temperatură e pe lună, bă, băi? Pe partea, stai așa, depinde unde lași, pe partea luminată sau pe partea neluminată a lunii? Unde lași? Că pe partea neluminată pe e mai rece. Neluminată, în sectorul 1. Păi acolo. Nu, partea neluminată e ca frigiderul nostru care îngheață. Deci nu e bine să lași pe partea luminată a lunii, pentru că în timpul zilei mai e un pic de lumină, adică nu îngheață. Că nu mai poți să mănânci salamul dacă îngheață, sau sticla, dacă lași niște bere Gambrinus, pe partea neluminată se sparge, înțelegi? Altă problemă cu civilizațiile extraterestre e așa, că nu știi ce lifespan au aia, că dacă vine, să zicem, un extraterestru și ți se pare atrăgător. A, și de fapt nu știi ce vârstă. El are 180 de ani. Da, și de fapt e minor la ei acolo. Nu, și fac sex cu minori în pula mea. Că dacă ăia trăiesc 1000-1500 de ani în pula mea, la 100 și ceva, zici, cât ai, 100 de ani? Bă, da, te ții bine pentru 100 de ani. A, mersi, pula, trăiești la pula. Și după aia, așa, fuți extraterestru și după aia vine peste tine în pula mea. Pedofilie, de-astea... Poliția extraterestră. Sau este varianta cealaltă, varianta pozitivă, nu. Ești pițipoancă, așa, te cuplezi cu fraierul, te însori, sau te măriți, el are 180 de ani, de la apare de 30, după înfățișare nu prea îți dai seama ce vârstă au extraterestri. Ați văzut extraterestri în vârstă? Ați văzut extraterestri cu riduri? Ai putea să te căsătorești, no, cu un extraterestru. Așa, pentru, și fii atent, pentru cetățenie. Și fii atent, te căsătorești și prostul moare și tu rămâi cu nava lui spațială. Da? Înțelegi? Cine știe ce-ți mai lasă? Niște și asteroizi, niște... Boss. Chiar există sifilis extraterestru? Da. Există boli venerice, mă, extraterestru. Chiar dacă faci sex cu extraterestru și are sifilis... Și te duce acasă, dar și te prinde nevasta. Iar cu boli, iar cu sex. Păi stai, mă, nu e Matrix 4 ăsta, nu-i filmul? Nu ăsta e? Nu, eu vreau să zic de Dune ceva, că ceva... Nu, stai că m-am întrebare, vă rog. Nu, trebuie neapărat să răspundem la întrebarea asta. Așa. Știți că de obicei femeile zic, adică Ioana, de exemplu, ar putea să zică următoarea chestie. E un lucru comun care se întâmplă. Ele zic așa, bă, nu am chef niciun ca să mă înșel cu o femeie, cu un bărbat. Poate să fie tracă de la mine. Dar cu o extraterestră? N-are țâțe, n-are nimic. Sau o are. Să te întrebe, ce ai găsit la ea, mă? Sau are, și nu știi tu. O să te întrebe, ce ai găsit, mă, la urâta aia cu ochii? Păi da, mă, dar dacă te duci... Bă, tu acum ai... Ați văzut extraterestră cu țâțe, acum fără glume, Gicu? Da. Ai tras tu de țâțe o extraterestră? Da. Unde? La Baraca? Asta e o poveste, da, la Baraca. La Bucu. La Andrei, la Bucu, la câinenii mari, la câinenii mari. Chiar în ce localități ar fi cel mai puțin plauzibil să aterizeze nave extraterestre datorită numelui localității? Lazareto. Unde? La Lazaret. Ce e pe Valea Oltului. E pe bune. Da, da, da. Sună bine. Vulcanii din Noroiești sună genul de rog în care să ne aterizeze, adică
Pare că, pare că te podmolești la Bulgarii Noroiești. Mie, dar, mie se pare bine ales câinenii mari. Nu văd. E, e foarte ușor. Nu văd. Nu văd. Nu văd navă. Băi, vă imaginați scena. Bă, din toată lumea asta, fiți la câinenii mari, mă. Care ar fi și asta ca o navă? Câinenii mici? E și câinenii mici și câinenii da. Mari. La Tekirghiol nu-mi dau seama dacă ar. La Tekirghiol? Băi, să știi ca un... știi la Tekirghiol că este un... nu, nu, nu râde. Este un din ăsta... un monument. Un fel de far foarte far, înalt far. De comunicație. Nu, nu, de nimeni bine. Ba, bă, ia da, mă. Caută Tekirghiol. A și lucrat un tip pe care îl cunosc, a reparat antena Vodafone de acolo. Nu glumesc. Uite, deci asta... Nu, 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 nu. Păi, Ioanu, dar are dreptate și ăsta, mă, cu îmbrăcat. Eu? Nu, n-are, n-are. Eu? Nu, n-are. Mă, deci... mi-a arătat degetul, dar nu degetul. Eu zic nu... că prinde-o în mormântare în Valea Regilor îmbrăcat de așa. Știi că au fost mai multe spații de astea. Eu zic că prinde la... A, da, da, da. Nu, e de Parastas în Dubai. Ceva. Deci... Parastas în Dubai! Deci... Alte da. Localități în care ar fi neplauzibil să aterizeze extraterestre din cauza numelui. Bragadiru, că ia mult până să ajungă în centru. Dacă prinde la 2-3, dacă prinde trafic, din Bragadiru până în centru. Bragadiru pare ok numele. Nu. Câinenii mari pare într-adevăr un loc din toată lumea asta să aterizeze. La câinenii mari a fost descoperit un OZN. Astăzi un grup de extraterestri. Un grup organizat. Chiar asta vreau să zic, mă gândeam, extraterestri ar putea veni și în grupuri organizate, că în general pară destul de câte doi, așa, adică... Adică să fie un grup de pensionari extraterestri. Exact! Care vin și cu autobuzul vină, exact, și pământul este varianta economii, în loc de educa exact. Plante frumoase, îi da, duce să vadă... Da, da, adică. Dar ce presupune all-inclusive-ul pe pământ din punct de vedere al extraterestrilor? Adică ce face? Bă, ajungeți acolo și... Joci la loto, cum era într-un film. Îi bagă în apă, îi bagă știi, în apă de mare un pic. E o glumă bună cu extraterestri, nu mai ții minte filmul. Îi frea erau, cu Leuștean pe față. Erau niște extraterestri care jucau la loto și nimeni se toate numerele. Și au zis, după ce le-a ieșit toate numerele, a aruncat biletul și a zis, mamă ce tare ne-am distrat. Premii film 4 miliarde, așa era în film, gluma. Deci ei câștigaseră 800 de milioane. Nu știu, dar mi-a plăcut gluma, foarte bună. Ăsta cred că e un film pe care l-a văzut Mușat. Da, dacă aș face eu gluma asta... Lui. Dacă aș face eu gluma nu, asta... Nu, nu, dar Mușat oricum m-a pus la un moment dat să caut un film cu unul care are o mânuță în spate. Doamne! Trebuie să regăsim acel film. Considerat unul dintre cele mai slabe filme de la și Hollywood. Și cum se numește, mânuță? Nu. Nu e dar stai mă, noi am avut o întreagă, cum să zic, folclor aici la Happy Fish Tudor cu filmul cu mânuța. Așa e, da. Pentru că eu am văzut acest film într-o noapte la Antena 1 cu acest tip care începe să-i crească o mânuță. Foarte bună premisa. Începe să-i crească o mânuță foarte. Care crește... Bă, și erau, ăștia erau cei mai... niște homeless, mâncau... Nu, că freganism. Deci mâncau cele mai din gunoaie mâncăruri pe care le-am văzut eu vreodată. Deci îi cădea carnea de pe os atât de vechi, dar erau și de boscheți ăștia doi și mâncau din gunoaie. Cred că a găsit Baboia și filmul și... cu mânuța. Tu l-ai găsit, dar trebuie neapărat să-l vedem. Considerat unul dintre cele mai proaste filme, deși avea niște premise extraordinare. Și crește mânuța până se face mână. Și atunci le vine ideea să ducă în Las Vegas boscheții, se duc la un impresar și zic... Vreți să vă arătăm ceva? Eram grăsat din ăla de Las Vegas, așa? Ok, ok. Retrag. M-am retras cuvintele. Exact așa am făcut și eu. Mi-am retras cuvintele. Așa. Și zilul ăsta, uite, avem... și ăla când vede mâna, zice, fuck, extraordinar, gata. Și bat palma pe nu știu câți dolari acolo, gata, ăștia erau scoși. Erau la Zvega să-l avea mânuța în spate, era... nici trebuia să facă ceva artistic, înțeleg? Doar când dădea haina jos și făcea cu mâna. Hello! Așa, știi? Hello! Hello! În fine. Și vine ziua spectacolului și se trezesc dimineața, man. Și nu mai avea mânuța. Îi furaseră mânuța. Nu mai avea mânuța și a fost distrus și s-a dus dracului. Este un film extraordinar de prost. Nu de prost. El este interesant, trebuie văzut. El mai mult a ratat filmul, adică avea niște premise super.
Și ți-mi că aveam, nu mai zic asta, încă un lucru pe care nu-l zic. L-aveam un coleg la unde am lucrat eu și nu mai zic. Cicu bea un suc care se numește Limon Fresh. Deci, nu că n-au avut licență pe lemon. N-au avut pe multe ani. N-au nume. Dar n-au nume. Se numește Limon. Dar n-au nume, mie asta mi se pare mișto, sucul fără nume. Limon e... Dar tu observi că în restul sticlei scrie rusește, nu? Și Limon Fresh într-un singur cuvânt. Tot așa ca să nu... Și în rest scrie rusește, ia de aici. Păi nu, asta, deci neavând nume, ăsta ar fi sucul oficial de la concursul Steaua fără nume. Mamă, ce referințe deci, din... Bă, dar miroase a brad. Deci nu, să-mi bag pula deci, din ce străfund al istoriei de mult uitat. Am plătit terapie în pula mea ani întregi să uit de Steaua fără nume și concursul de interpretare de la Mamaia fătute în gură și mi l-ai adus tu aminte acum. Vreau să zic și eu ceva. Dar miroase a brad. De când stai mă, că ăsta vrea zică de Dune, de filmul Dune. Băi, Dune extraordinar, toate trailerele, ce toate preview-urile. Ce voiam să zic cu Matrix? Bă, fii atent. Ceva n-a stat bine cu mine la Dune. Ceva n-a fost... Ceva era off așa, știi? Așa. La trailer. La trailer, deși toată lumea e super entuziasmată, chiar și eu, adică într-adevăr arată foarte bine și pare ok. Și e Denis Villeneuve ăsta. Da. Ce nu e ok? Mm. Bă, sunt prea frumoși actori. Bă, arată totul prea țiplă. Deci la Dune-ul ăla, la trailerul ăla de Dune, poți să pui un carton cu un parfum sau cu Calvin Klein sau cu din asta, oricând și funcționează de fiecare bă, dată. Bă, inclusiv când apare Vladimir Harkonnen ăla, care e Starsgard. Până și ăla e domn. Da, e când iese din mall-ul ăla, din, probabil e la Tekirgiol. Da, e Starsgard sau e... Starsgard de la bătrânul. Nu era ban. Nu, ăla e. Și... Dar prea arată totul, sunt prea frumoși, frate. Până și Bautista e... Prea frumos. Până și Bautista pentru Raban. Păi, trebuie să-mi fac un selfie. E Raban, nu? Da, e Raban. Și Stilgar cine e? Stilgar e Javier Bardem. Javier Bardem e Stilgar. Da. Da, mi se pare, da, dar prea frumos, frate. Toți sunt prea frumoși. Sunt prea frumoși și are dreptate. Singurul care e pe downgrade, așa, față de restul filmelor în care e Jason Momoa, care e Duncan Idaho. Jason Momoa e mai la chețui în Dune decât în altele. E mai la chețu aici. Nu mai e idolul femeilor așa mult. Bă, eu cred că idolul femeilor și dacă joacă în reclamă la covrigi jur, adică... Eu cred că idolul femeilor și dacă joacă în pula goală. Mai ales. Mai ales. Ceva legat de Dune mușat? Pe asta, pentru că nu am văzut nimic legat de Dune. N-ai văzut nici trailer? Pentru că nu sunt fan. N-ai citit, nu știi nimic pentru că nu ești fan. Am văzut un singur lucru, am văzut documentarul despre cum n-a făcut Iodorovski Dune-ul. Ăsta l-am văzut și cred că nu putea să-l fac. Deci dacă mă întrebați pe mine, ca producător de Hollywood și abonat RCSRDS... Era un circ prost. Deci, ca abonat RCSRDS, îmi dau opinia că ar fi fost o tâmpenie. Bine, ar fi avut câteva secvențe geniale, deci cum are Iodorovski, că atenție, omul e supra-genial. Dar nu cred că putea să-l facă cap-coadă, adică ar fi avut niște hamsteri îmbrăcați în costume de extraterestru foarte bun, care ar fi dansat Cazacioc, asta sunt sigur. Navigatorii erau niște hamsteri de Cazacioc. Adică sigur ar fi fost ceva genial, dar nu s-ar fi terminat filmul. Bă, sunt foarte curios cum arată navigatorii la asta, mă. Nu știu dacă îi arată. Stai dacă nu îi arată, îl fut în gură. Se dorește un selfie de către copil. Așa. Ca să mai facă încă un cont pe Revolut ca să poată să investească în cript. Ce face în cript. Bă, deci Vlăduții e atât de panaramă că l-a dus tasul la Auschwitz. Deci, n-ai mai voie să faci glume. Investește în cript. Cum să n-am voie? N-am voie să fac glume cu Vlăduț? Nu cu Vlăduț, cu general, cu... Cu unde ați fost voie? Da. Okay. Trecem mai departe. Nu, dar nu era... Cu cripto, cu cripto ai voie. Cu Fitu poți să fac glume? Da. Dar nu cu Auschwitz. Nu cu Auschwitz. Deci... Păi l-am dus să facem educație, man, chiar... Auschwitz ar putea să trăim din acest podcast. Da, nu, clar. Poți să zic, nu știu, și poți să zic în poloneză cum se zice la Auschwitz. Cum se zice? Auschwitziem. Deci nu, trecem mai departe. Cu cripto. Aveți voie la glume cu cripto? Eu am mai zis cu cripto, dar n-a fost difuzat nimic din ce am zis eu cu cripto. Adică, în ce sens n-a fost difuzat?
Adică am tras niște chestii legate de cripto care n-au fost difuzate. Când? Păi am tras unul cu Mălăieleș. Da. Și de ce nu s-a prea adică? Mult și n-a avut niciun sens. Bă, a avut sens și a avut și dreptate, că asta mă enervează. Păi o să tăiem și o să mă pun doar pe mine din emisiune, da. Pe Mălăiele care zic chestia de cripto. Dar să știi că prietenul lui Vlad a câștigat de 10 ori de ieri până azi suma investită. A investit $68 și astăzi avea 608. Senzațional. O să vină să ia casa. Pentru că a greșit. Bă, eu vă zic, și l-am încurajat pentru că a rămas cu niște bani din vacanță. Sigur că investițiile în lucrurile pe care nu le înțelege pe deplin sunt cel mai safe bet pentru el. Adică, zic așa să ruleze de acum încolo. Da, am explicat cum să investească. Adică ce am discutat și noi în mașină. Investești banii de care nu ai nevoie. Deci nu investești banii pe care îi ai, investești banii de care n-ai nevoie, îi lași să crească, scoți, după ce cresc, scoți bucățica care ți-a venit, o investești și pe aia și tot așa. Nu investești banii pe care, de care ai nevoie în casă și niciun caz casa. Deci investești doar banii care sunt surplus, deci într-un fel. Sunt investitorii de la țăndăre. Ca atunci care au când pierzi... Și... Păi da, când pierzi să nu pierzi ceva important. Care să ceau și investeau la aparat. Și investesc, da, în aparat. Căci investitul la aparat, mie mi se pare exact la fel. Cine a zis că astea cu cripto sunt păcănele pentru intelectuale? A avut mare dreptate. E intelectual, numai intelectual știu. Așa că Patapirici a investit în cripto. S-a investit prea mult în aparat. La un moment dat aparatul... Băi, deci, eu zic că e bun Matrix 4. Adică... Nu, eu zic că e foarte prost. Recomand că e foarte prost. Deci eu zic de acum că e foarte prost. Pentru că repetă eu tot sunt... ce a fost până acum. Dar mai prost. Hai să vorbim de filme continuări proaste. Trainspotting 2. Băi, știi ce am auzit că e o continuare foarte proastă? Așa. Am înțeles că e foarte impropriu și foarte prost. Kramer contra Kramer pentru Star Wars, frate. Deci n-a funcționat deloc urmarea aia, frate. Aia a fost partea a treia din Star Wars. Au fost total nemulțumiți aia care s-au dus să vadă Star Wars. Nu complet, nu complet. Nu am plâns la film. Că era emoțional. Plus că ți-am rămas cu următoarea... Pentru că știai că nu o să vezi Star Wars în ziua aia. Nu, la final. Bă, deci, foarte proaste continuare a avut filmul absolut senzațional, care pe măsură ce trece timpul mie mi se pare din ce în ce mai bun. Așa. Starship Troopers. Ăla care e făcut după Robert A. Heinlein, care e cel mai mare autor american de science fiction, că Asimov e considerat rus, deși, nu știu, a stat în Smolensk. Știi că era libidinos cu femeile. Cine? Asimov. Super cu... Bă, dar știi că semeni un pic la perciune ăștia? Și era foarte libidinos. Încerc să mă gândesc, având aceeași perciuni, dacă și te ești libidinos. Ce întrebare e asta, mă? Nu știu, să ne cunoaștem mai bine. Da. După ce m-ai întrebat dacă m-aș duce în cameră cu Keanu Reeves, totul mă întreb dacă ești libidinos. Tempul la mea. Eu zic să facem o reinterpretare Dune cu noi. Da, și eu sunt. Deci Vladimir Harkonnen să știe clar cine e. Dar când apare Dune? 22 octombrie. Ce faci pe 22 octombrie? Eu pot octombrie? Să fiu ducele Leto cu fiul meu, Baboiaș, Pola Atreides. Tu ce faci pe 22 octombrie? Mă duc la Dune. Unde? La IMAX. Te-au chemat? Da. Te-au chemat? Da, nu. De fapt, mă duc înainte la vizionarea de presă. Asta te întreb. Nu iei cumva și o șpagă? De ce să își pagă? Păi nu știu, ca să zici aici că filmul e bun, dar ai primit și tu 500 de euro, bilet gratuit. Eu vreau să încerc să facem asta, să băgăm carton cu Paco Rabanne și cu d-astea și cu, știi? Unde? Și ne uităm noi la el. Între trailerul de la, știi, să fie trailerul. Am înțeles. Și cine se... Să apară Calvin Klein. Și cine se uită? Noi, că n-avem voie să punem pe internet. Îl punem de pe un cont ăsta, nu știu. Da, asta e bun. Hai să anunțăm câteva ilegalități pe care le vom face. Star Wars Forever. Da. Ce ilegalitate vei face în următoarea săptămână? În online? În general. Voi face sex cu un extraterestru care conform... Nu, acum pe bun ai face sex. Chiar, adică, chiar dacă n-ai ști și dacă ai aflat după aia că e bărbat. Nu, sunt nefutut cei. Ești nebun. Nu mă întreba asta. În sfârșit o declarație care are o putere...
în sine. Păi așa e, pula mea, face tot... sex cu un câine. Da! Și eu nici tot n-am la câine animari. Și eu la tot n-am ajuns la subiectul săracuțul cu care am venit pregătitul, că de bine am zis mai am un singur subiect. Așa. La cât suntem? Suntem la așa. 45 de minute. Ah. Wow! Ah, ce greu trece timpul. Ah. Donați pentru a se închide acest podcast. Donați. Vlad a râs foarte tare când ne-am povestit de concept. Să știi că lui a plăcut foarte mult. Când ne-a zis, normal, vrea să fie cel mai prost. Că suntem complet nepregătiți. Câți bani ai vrea sărim să te lași de acest podcast? 50 de lei. Maș. Cam pe la 30. Cât e un platou de brânzeturi aici la Italia? Dar m-am atașat. 50 de lei. Atât e platou de brânzeturi? M-am atașat de acest podcast. Dacă nu fiecare 50 de lei mâncăm 3 platouri cu brânzeturi. Uai de capul meu. Deci, ca în să 3 seri reușite. Ca deci, să primul care... foarte clar care e faza cu platou de brânzeturi, noi de fiecare dată când terminăm, noi tragem podcastul seara și de fiecare dată când terminăm, avem un restaurant ăsta la șosea aici de ne-mi place, care are platou cu brânzeturi, care nu e rău. Niciodată n-a adus platoul ăla de două ori la fel. Tu ai observat? Bă, dar putea un fan să ne trimite da, și eu am observat. Brânzeturi, frate. Stai, eu am observat pentru că am mâncat o singură dată. Așa. Și n-a fost o glumă. La fel. Da. A fost o glumă. Așa. Man, tocmai am dat o glumă. Harshless. Ba băi, pune râsete, că aici nu s-a înțeles gluma. Așa. Bă, aplauzele alea. Bă, yeah. Ce buton. Hai să dacă imerește, ba băi, butonul. Și mai am o propunere, fii atent, mai am o propunere. Prima le-a lovit. Fiți atenți, am o propunere următoare. Ca să fie foarte, foarte greșit podcastul ăsta, aș vrea pentru o perioadă așa să vorbim toți în același timp. Nu, stai că eu fiecare stai asta vreau să spun. Asta aș vrea să vorbesc. Sunt de acord și eu. Deci eu, dar nu l-ai pregătit. Cine a pregătit subiectul? Și mi se pare că este foarte bună ca idee pentru ascultători, mai ales. Este. Ce-mi place mie este că oamenii pot să scrie acum să fie chestia asta. Mie îmi place. Nu e ok să stăm să vorbim în același timp. Mie mi-a plăcut. Băi, dați like pentru acest moment. Yeah. În deplasarea împreună cu partenera, partenerul. Da. Ce mă, aia, sunt mai multe, nu. Cu soția, partenerul, partenera, sunt mai multe moduri de a exista apropierea fizică. Te ții de mână, te ții de braț. Dar am observat că există o manifestare care mi se pare, băi, cea mai degradantă. Pentru femei, am văzut în general bărbați care fac asta femeilor, care când se plimbă cu ele, le țin de ceapă. Mi-mi place. Și le plimbă de ceapă așa. Mi-mi place. Și că s-a lumușat, o ține de ceapă pe el. Băi, deci aia când plimb pe cineva de ceapă, mi se pare mega dominare, da, frate. Deci, așa face animalele care sunt, lui. Băi, animalele care sunt... Dar sigur că nu s-au certat? Animalele care sunt ținute de ceapă în lumea asta... Pe asta zic, poate s-au certat și nu știi. Deci de ceapă sunt ținute gâștele, rațele, când le iei. Bă, asta e din liga cu părinții care se duc la locul de joacă cu copiii și vorbesc cu copiii ca și cum ar vorbi cu câinii. Ați observat asta, nu? Invers am observat, dar e bună și asta. Băi, nu, 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 așa e. Stai! Șezi! Bagă și tu un microfon acolo, ai? Dar știți că s-au bătut niște părinți acum în sectorul 3? Stai să zic de la copii. Intervenție, mă voiești. Nu se întâmplă așa des. Zic, mă voiești. Asta se întâmplă cu stai, mergi și așa, în timp ce copilul are și ham cu lesă. Nu știu dacă ați observat că băi, sunt ham. Băi, cine te-a întrebat pe tine de viața ta și copilăria ta și cum ai crescut un gura humorului acum? Nu erau ham. Te-am întrebat. Iar îl demoralizezi. Păi am și o intervenție și are dreptate. Chiar există ham cu lesă la copil. Și tu repede să-i zici că... Fiți atenți, mi-am dat seama de o treabă, să nu uit. A moraliza și când zici, când pui prefixul de care e pe invers, cum ar fi dezăpezire, și a moraliza și a demoraliza au ambele conotații negative. Pentru că moralizezi, ar trebui să fie invers, când zăpezești și dezăpezești. Dar nu, da? Cred, nu cred că există cuvântul a moraliza. Ba da, poți să moralizezi. A moraliza. Da, moraliza, adică îi faci morală. De verb la a moraliza. Eu așa zic. Ia caută pe băiași pe text, a moraliza. Nu contează, eu chiar dacă... Eu să pun pariu cu tine chiar că dacă nu există, nu există a moraliza. Atenție, chiar dacă nu există, el este tot negativ. Ar fi tot negativ. Face morală, dar și până și asta este o noțiune tâmpită. Dar nu contează. De și moraliza... Strict românească și cred că comunistă. Așa. Să faci cuiva morală.
da cuiva învățături morale. Moraliza? Da. Yes, yes, fix Tudor. Așa, a da cuiva. Hai să punem pariu acum. Morale. Încă o dată? A da cuiva învățături morale. Deci, Tudor, îmi datorezi niște bani la pariu pe care îl punem acum post. Cât vrei să pariezi că ai pierdut? Cât, eu zi-mă, pariez, cât pariez că a pierdut 30 de lei. 30 de lei. Punem pariu că ai pierdut. 30 de lei? Băi, da, hai, merge. Cum a stabilitat Nathan Ticu? Eu îmi dau seama că Mușat este omnipotent, bus. Pe resturile de la un platou cu brânzeturi? Da. Merge. Păi stăm, azi am mâncat resturile lui Baboi așa. Am mâncat jumătate cutie de fasole. Așa. Cu rest de la gicul de pâine de alaltă ieri sau de ieri. De ieri era. De ieri, după care am mâncat și mămăliguța cu brânză și roșii. Cu brânză de deasupra. Dar Caterin, că voi știți oameni, ai văzut chestia asta când își plimbă lumea? Nu. Asta da, m-am văzut și mi se pare mizerabil. Bă, eu n-am văzut, dar mie îmi place. Mie îmi place. Știi cine trebuia să fie aici acum la cererea nimănui ca să aibă o poziție foarte clară despre asta? Cine? Ana Maria. Da. Hai să vorbim despre oameni pe care nu știe nici măcar nici invitat, nici măcar podcast, co-prezentatorul. Da. Iar spectatorii n-au nicio treabă. Hai să nu mai vorbim despre oameni pe care chiar nu-i cunoaște, adică nu, oamenii nu-i cunosc. Vreau să vă zic și eu o întâmplare cu un cuscru de alu, un cumătru de alu, un văr de al meu. Zic că i-ai zis lui Gicu și l-a distrat. Da. Pe grupul internet, pe grupul internet cafeului pe care nu-l menționăm da. Acum, da. S-a se dă următoarea injurie și anume care bă tu care te-a găsit măta într-un coș cu pisici? Dar e blândă. Nu e blândă. Adică se pare bun. Nu e blândă în coș cu pisici. Este Moise. În care a pus aici un copil, că nu e că vreau să pun un copil și mai pun și niște pisici pe lângă ca să ia copilul, știi? Sunt puse pisici. E, am găsit niște pisici. Și pe lângă pisici, un copil, mai ai și un copil pe care trebuie să-l abandonezi. Ca în Tom și Jerry, practic. Da, dar chestia e că e combinat, adică nu numai că se dă coșul cu pisici, dar asta e că pe lângă pisicile astea mai am ceva de pus în coș. Întrebare fără nicio legătură cu Băi, nimic. Băi, cum s-a îmbrăcat Ioana? Da, fie, întrebare fără nicio legătură cu tot ce am discutat. Pe copul lângă Ramses. Care este cel mai mișto personaj de desene animate? Ioana. Cum s-a îmbrăcat? Ziceți-mă, care este favoritul? Care vi se pare cel mai... Băi, în continuare sunt un mare fan, pentru că mi se pare că au îmbătrânit foarte, foarte bine desenele animate. The Thick, omul căpușă. Ăla albastru mare cu antene. Bă, vorbesc de oameni, chestii de râs, nu prostii de alea. E de râs, boss. Tu știi cât de râs e The Thick? Da, eu mai mult respect pentru Albert. Contabilul iepure? Contabilul care se face supererou cumva din grija pe care o purta acestui supererou. Bine că voi veniți cu... Da, deci am nimerit greșit Albert, emisiunea. Deci am nimerit la emisiunea cu Eugenia Vodă. Vorbesc de desene animate, bă. Tom și Jerry, astea. Păi ăsta ce pula mea, mă, nu-i desen animat? Desenul ăsta animat în primul episod al desenului The Thick este un personaj negativ pe care îl cheamă Chairhead, care are loc de cap în scaun. Deci nu că e om cu și scaun visul, la cap. Visul lui era să scrie Chairhead pe lună. Și apucă să scrie K-H-A și un pic din R, îl prind și după aia toate episoadele cu The Thick e luna pe cer, ca în toate astea cu supereroi, și pe lună e K-H-A și un pic de R, frate. Nu găsesc nici de râs. Și să tochine Guvernul Statelor Unite să repare luna, să șteargă. E da, foarte tare. Pare foarte arată, ia caută Baboiaș, The Thick Animated Series. Se pare foarte slab în comparație cu Amazonul și serial. Deci eu vorbesc de lucruri pentru oameni ca lumea, nu... Dar care e personajul tău preferat de desene animate? Veverița aia tâmpită. Așa, Pepele Piu. Nu? Pepele Piu l-au interzis, nu mai e voie să zici de el. Cred că recunoaște YouTube-ul că e Pepele Piu. De pula mea. Dacă pe Pepe de Piu au zis că era cam rapey așa. Stai că n-a fost bun selfie-ul. L-au scos din, l-a scos din Space Jam. Deci în Space Jam, frate, în ăsta nou. Așa. Care e o mizerie. Așa. Lola nu mai e. Au băgat toate personajele lui Universal sau de cine dracu e produs ăla. Inclusiv. Nu, Warner Bros. Warner Bros, bravo. Nu. Inclusiv n-arăt bine. În public, în public la meciul de basket apar toate proprietățile intelectuale, IP-urile lui Warner Bros. Printre care
Aia din Clockwork Orange. Așa. Deci aia din Clockwork Orange, personajele, au cameo așa. În Space Jam, care sunt de cele mai violente personaje inventate vreodată. Ever. Ever. Dar Pepe Le Pew n-a mai avut voie să fie în Space Jam. Da, știu asta. Bă, nu știu ce să zic. Băi, deci da, eu consider... Era cam rapey. Deci ăsta, mă. Era cam rapey, într-adevăr. Era cam libidinos. Își dorea mult pisica deci, aia. Da, 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 da. Screwy Squirrel. Ia dă. Screwy Squirrel. Ah, Screwy Squirrel. Mamă, e cel mai tare. Ce foarte bun. Ce face? Bun, făcut de Tex Avery. Nu că e bun. Man, este cel mai creativ creator de desene animate. Iertați-mă. Deci Tex Avery, uitați-vă. E un documentar franțuzesc. Bine, ai scos și tu tot un personaj foarte nu. Puțin main. E, te căcadă-l. Bă, băi, Screwy Squirrel. Screwy Squirrel. Veverița Screwy. Bă, dar mi se da, pare... Da, 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 veverița Screwy. N-ai cum să nu recunoști. Într-un dintre desene animate începe așa. Este un cadru de Disney. La-la-la, păsărele, la-la-la. Și este o veveriță din asta diafană care vine la această veveriță tembelă. Ați văzut, să vedeți ce mutrare. O știți, cu amă, Gicu, nu se poate. E cel mai tare desen animat. Da, e cel mai tare. Eu am dreptate, eu am câștigat. Așa. Și o ia pe veverița asta care îi zice... Și veverița zice, aia mică, eu sunt veverița, nu știu cum, și dacă o să facem un desen animat cu mine, o să fie foarte interesant. Și asta zice, da, 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 ok. Și o ia, la, 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 și o ține așa de mână și îmi place foarte mult. O ia de, o, de ceafă. Deci este exact, exact ce zice Tudor. O ia, pentru că ăsta era Warner Bros. Și o ia pe asta, da, 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 ia și mânuța în mână. Și îl duce așa după un copac și acolo. Și după aia iese veverița Screwy. Și zice, sigur ar fi fost un desen animat complet prost. Și făcea parodie de Disney. Deci ăsta este desen animat, cu adevărat. Uite mutra, l-ai pus baboi? Uite înfățișare, în primul rând. Acum, acum să uita la veverița cea bună. Deci, da, da, în acest... numele nou strike. Cum? Nu, mă, nu, nu, nu. Ce poză, man. Eu cred poză. Că, mamă, deci seamănă cu Honciuruc. Care... Cu cine? Cu Honciuruc. Cine Honciuruc? Care stătea pe gard la dispensar și am trecut eu, da, îmi luase mama minge de basket și stătea, spărgea, minge, spărgea semințe cu prietenul lui, cu Dan Urecheatu, și când am trecut pe lângă el cu mingea de basket, când mergeam pe teren să joc basket, mi-a zis, joci basket, futu-ți gura, măti. Da, pentru Honciuruc. Ăsta. Pentru Gicu Honciuruc este, că mi-a mai povestit și mie chestia asta, este definiția haterului fără sens. Da, mă. Da, am și eu exemplu exact de ce zice Gicu, doar că cu fată, la Căminul Cultural, așa. Dintr-un sat din Buzău, nu dau numele. Câinenii mari, probabil. Nu, nu ăla, Câinenii mari undeva Prahova, nu știu. Ciuta. Nu contează, nu la Ciuta. Și era, era perioada în care încă se dădeau filme la Căminul Cultural. De ce nu dă numele mușat? Pentru că acolo am eu o casă și nu vreau să mă întâlnesc cu locatari din satul respectiv. Așa. Care sigur urmăresc. La urmăresc, uite, posibil. La nu știu. Sigur. În fine. Și venise tot satul să vadă, prin de care și eu, pentru că noi aveam căsuță acolo la munte și cu niște vecini, am fost să vedem acest film de karate. Era o mizerie, o infectă. Era sub, sub cel mai prost film de video cu karate. Era un ecran agățat cu sârmă. Geamuri nu știu dacă erau la Căminul Cultural. Adică nu-ți închipui că era Casa Albă. Deci era... Acum este un fel de... Bă, coteț, Casa Albă mi-închipuiam. Coteț părăsit. În Buzău. Așa. Eu chiar mi-închipuiam cum să duc cetățenii din satul din Buzău pe care duminică Bușa nu vrea seara, să-l menționeze. Duminică seara. Cum să duc ei acolo și să uită în Casa Albă la film. E, fii atent. Și era în sală, la spectatori, spectatorii stăteau pe scaune, deci nu era scaune de cinema, erau niște scaune, una chiar cu taburete venite de acasă. Și era o fată care era chiar din oraș, din cineva Buzău. Cineva veniți și cu brandonele? Cred că erau și brandonele. Ce înseamnă brandonele? Stai, nu devia. Și fata avea ochelari și era chiar drăguță. Și chiar m-am uitat și eu, eram tânăr pe vremea aceea, adică aveam primele pulsiuni erotice de cel puțin de... 3 ani, eu fiind în clasa 9, probabil. Așa. Așa. Și s-a uitat, m-am uitat la ea și chiar m-am gândit că e drăguță. Și la finalul filmului a luat un pumn în nas. Ce măi, șmecher ai ochelari? Bang!
Cred că a dat peste Squirrel. Și era Squirrel, Squirrel din... Cred că Squirrel Squirrel i-a dat documentul. Din satul respectiv. Jură. Și a dat pentru că avea ochelari. Adică ce mai șmecher ai ochelari? Bang! Squirrel Squirrel. Ți-a dat fata? Nu mie mă, fetele a i-a dat fata de la unul din sat. Scruis. Un băiat care a fost nemulțumit că fata avea ochelari. Scrui Squirrel. Pentru că arăta prea șmecher. Exact. Scrui Squirrel. Scrui Squirrel. Scrui Squirrel, că e genul de cuvânt Squirrel. Care sună că ești bat, deși nu ești bat. Exact. Da, e, la asta ar putea să te testeze. La să poliție. Să te zi, Scrui Squirrel. Scrui Squirrel. Scrui Squirrel. Scrui. Hai, toată lumea. Scru, asta zicem toți în același timp. Da. Hai să vedem ce efect. Hai, babuie, și bă, tu, și toată lumea. În această așa, simulare 3, de podcast. 2, 1 și Scrui Squirrel. Ce idioțenie! Deci acest podcast trebuie închis oficial de către stat. Deci nu e ok. Deci se consumă curent, țigări, băuturi alcoolice chiar. Păi da, mă, dar se plătesc accize. E adevărat, dar... Podcastul ăsta rămâne legal, dar nu se legalizează prostituția. Ba, pula mea de viață, boss. Adică înțeleg că avem bani la... Scrui Squirrel. Ce-i aici, Gicu? A? Sunt, ce-i aici? Mă bucur că te văd. Ce aici? Și tot eu sunt la libidinus, boss. Băi, nu trebuie să avem prejudecăți. A venit mușa din femei... excursie, așa vesel și bucur. A venit femei... mușa din excursie de la Auschwitz. Femei, bărbați, extraterestri, nu trebuie să discriminezi. Nu ai voie. Păi nu, te discriminezi doar pe tine, pula mea. Chiar te poți autodiscrimina? Da. Cum? Să nu te suporți. Asta e zilnic. Dimineața da. Mă autodiscriminez cam până la 12, până începe să întreacă autodiscriminarea. Eu când eram adolescent, mă autodiscriminam. De câte ori pe zi te autodiscriminai? Mă autodiscriminam de dimineață. Care a fost cele mai multe ori? Cam de fiecare dată când prindea ocazia să autodiscrimine. Care a fost numărul cel mai mare de autodiscriminări? 6. 6. Da. Eu am ascultat o emisiune. M-a ajutat cineva. Deci, vedem. Nu cu ajutor. Autodiscriminare singur, nu ca autodiscriminare cu altul. M-a ajutat colega de bancă. Păi nu e ok. Autodiscriminare. De câte ori ai făcut autodiscriminare singur? Nu știu cum a ajutat. Cum? Ți-a făcut din ochi așa? Și te autodiscriminai? Da. La baie sau în clasă? Chiar te-ai autodiscriminat vreodată la școală? Nu. De ce? Aveam respect pentru baia de la școală, că acolo te ce să fugi. Nu, clasă. În clasă nu, nici atât. Ok. Nu v-a de spus. Eu stăteam în banca, am stat multă vreme în banca a doua și după aceea stăteam și în banca a treia. Asta era tare. Ai luat bătaie la școală vreodată? Da. De la Cucu. Nu de la profesori. Da. Ce ai luat? Jordie. Nici n-am mai auzit de mult cuvântul acesta. Jordie. Jordie. Dar sună oarecum cu Jordan, așa cum erau Adidas, și ar putea să fie Jordie. Air Jordie. Cu Jordie 23. Mi-a dat. E suna parfum scump. Jordie by Chanel. Da. Jordie. A, ordinară. Jordie, bebe. Jordie ăla. Jordie ordinar. Deci eu am auzit odată o emisiune la doctorul Cristian Andrei la radio. Așa. Care a sunat un om care se autodiscrimina și vrea să nu se mai autodiscrimineze. Și a mărturisit, era în direct, și a mărturisit că se autodiscriminează chiar și de 10 ori pe zi. Băi, și a fost invidios. E normal. Deci fratele meu a făcut dragoste odată de 9 ori într-o noapte sau într-o zi, nu știu. Dar ăla se autodiscrimina de 10 ori pe zi. Gagică s-a dat cum a mușat. Îl ține de ceafă, că am văzut. Ce prostie. Dar așa e, am văzut. Dar Gagică s-a ieșit sportivă. E mega fit, Gagi. E ca la șarpe, trebuie să ții de ceapă ca să nu te muște. Exact. Băi, am văzut om cu șarpe în Praga, man. Deci în Praga e unul cu un șarpe pe el, pe stradă. E legal? Să umbli cu șarpe? Băi, am stat 2 ani acolo și n-am văzut în viața. Băi, pe podul ăla, cum se numește? Charles.
Charles. Da. Ăsta deci a locuit podul, în Praga, știu, pula mea. Dar era un om cu șarpe și a și speriat, de dori. Și a și speriat o fată că, nu știu cum a râs. Șarpe. Da, băi, a dat șarpele în spate, a țipat aia, nu glumesc. Ai voie să mergi cu șarpe pe stradă? Cred. Tu da, că ai prieten din Țăndărei șarpe. Tu ai voie. Da. Cred că sunt o de avize și de astea, adică, cred. Nu părea genul. Nu părea că avea, nu genul... că avea birocrația pusă la punct. Bă, Mușa, după ce te-am ținut la sân atâția ani de zile, tu îndrăznești să mă întrebi pe mine dacă am voie să umblu cu șarpe pe unde mă duc? Aici te-am ținut. Dar cum era lui Bărbosu? Am un antivenit. Nu e a lui, a luat-o de undeva. Cum era? Nu e al lui Bărbosu. Cum era? E foarte bună, dar nu e a lui. Nu e a lui. Dar e bună, el o zicea. Port întotdeauna la mine o fiolă antivenin în cazul în care mă mușcă un șarpe veninos pe care port întotdeauna la mine. Asta era. Deci asta era. Nu, era invers. Nu, era așa, nu că invers, era așa, așa era. Doar că, nu, port întotdeauna la mine în buzunarul drept o fiolă antivenin în caz că mă mușcă un șarpe pe care îl țin întotdeauna la mine buzunarul din stânga. Nu era cu buzunare, mă. Era cu buzunare, că altfel n-ai cum să ții șarpele. Era mult mai dramatic așa. Port întotdeauna la mine o fiolă antivenin în cazul în care mă mușcă un șarpe veninos pe care îl port întotdeauna la mine. Că asta era, că era cu buzunar. Și delivery-ul foarte bun. Dar era cu buzunar, în fine, nu contează. Oricum, Bărbosul, care apropo de umblat cu chestii care sunt ilegale, Bărbosul umblă cu Kalashnikov după el, nu știu dacă știi. Da. Fake. Nu e fake. Nu replică. E fake. Replică. E replică, dar replică făcută de unii care fac replici perfecte. Și nu e foarte, adică nu știu cât e de legal. Nu pentru e legal. Că nu, firma este din Portugalia și face, nu, el a cumpărat legal. Kalashnikovul cu care mergea pe stradă și din restaurant beat și a trebuit să-l iau. Bă, bagă-ți mitraliera în fund, cum ar veni, bagă-o undeva, dar e replică că sunt, deci nu prea ai voie să faci replici oricum. Și ăștia sunt autorizați să facă replică 1-1 ca greutate, men. Deci ca învățișare și greutate era Kalashnikov. Cu ce mai umbla? Ah, am aflat o informație interesantă. Dacă vreți să dacă doriți sau dacă vreți să doriți să umblați cu cuțite mari la voi, vă dau un pont. DuPont. Zi, vreți să mergeți cu cuțite la voi legal? Nu. Zi, ba, băi. Da. Da? Bă, hai să... Trebuie să spună cineva dacă. Nu. Păi da. Așa. E foarte... E Ioana? Foarte... E foarte mediu. Nu... Vrei cu cuțit, vrei mare, cu cuțit la... mare? Nu, nu, nu de la mic, mă, mare. Pe care l-ai acum să-mi bap, deci, la... Ioana, cuțit așa. Știi că ai voie cu cuțit din ăsta atâta? Macetă, cum ar veni. Aproape o macetă. Dai șpagă. Unde? Și ți-ai certificat de șef. Și ai voie să mergi cu cuțit la tine în geantă. Știi, de la un prieten. Șef, adică cunoscut. Bucătar de ăsta. Nu șef, adică șef. Nu adică șef, mă, bucătar. Bucătar, mă, șef, nu șef. Șef, nu șef, șmecher. Îți iei certificare de boss și poți să umbli. Nu, 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 fără glumă. Deci dacă ești șef, ai voie să mergi cu satârul, că te duci la treabă. Dom'le, cuțitul cu care azi tai un salam. Trebuie să-l ai la tine și ai voie cu... Bă, mi-aș pula mâna. Dar dacă te prinde poliția și n-ai actele, ai mierlit-o. Oh. Dar dacă... Man, n-ai voie să mergi cu un cuțit atât. Oh. Dar dacă ai, uite, de-aia ți-am dat un pont. Faceți-vă toți DuPont certificat de bucătar și puteți să mergeți cu un cuțit. Chiar nu ți-ar plăcea să mergi la concert cu un cuțit? Băi, dar mai era o chestie baterist pe care voiam să o discut neapărat. Deci, Matrix, extraordinar. De prost. Nu. Așa. Mie mi-a plăcut foarte mult. Așa zici că o să fie foarte bun? Extraordinar. Nu, mă, păi l-am... Nu, e review? Ăsta e review de la film. Trebuie să iași pagă de la distribuitorii de film. Deci Matrix 4 review, asta vreau să... Matrix 4 full review. Exact asta vreau să fie titlu. Matrix 4 full review, i-au fully dat, explained. I-au dat aia o față de masă și un schimb de pahare. Cu Matrix. Mai ții de când am venit cu mușama cu Star Wars? I-au dat o mușama și acum ar zice de bine de ei. Noi mai avem o mușama cu Star Wars. Bă, băiași pe aici? Deci fii atent, Gicu. Poți să o cauți o glumă. Dacă... A, da. Dar am glumă. Na. Dacă, fii atent, cred, nu mă pricep la grad de rudenie, dar dacă tu ai fi Cuscru, frata, și mă, că ai scris, greșești glumă. Dacă tu ai fi fratele lui Carrie-Anne Moss, așa, și Keanu s-ar căsători cu ea, așa, tu ai deveni cu Keanu cu Matrix. Cum Matrix, în pula.
Cu Matrix, mă. Cu Matrix. Ce faci cu Matrix? Știi când te întâlnești, ce faci cu Matrix? Bine, cu Matrix. Matrix, mă. Cum Natrix. Păi dacă cum Natrix e... Așa ar fi trebuit să se numească patru, cum Natrix. Cum Natrix. Să fie, să fie unul o... care, cu fratele lui Trinity, care era... cum Natrix. Și se numește cum Natrix. Da, dacă sora lui Trinity s-ar căsători cu... Cu tine. Cu mine. Așa. Eu fiind cum Natrix-ul. Lui... Keanu Reeves. A, nu, că dacă e sora lui Trinity, e și sora mea. Stai că, no, nu mi-a ieșit gluma. Deci, da, deci da, dacă... Stai, dacă ar fi cu Matrix... Incestix. Asta o zic, deci ar fi cu Matrix... Incestix. Cu Matrix, cu Scrix... Incestrix. Incestrix. Ce grade mai sunt de rudenie? Deci cu mătru, cu scruc... Am zis... Cu scrux. Cu scrux. Cu scrux. Suna Harry Potter cu Hogwarts. Soacrax. Soacrax. Care e Soacrax? Soacrax și sunt două. Soacrax mare și Soacrax mică. Și la nuntă îi zic, adu bre matale niște linguri rece să mâncăm torturile astea ca mânebunii. Și a zice, there is no spoon. Exact. Să mâncăm niște tortix. Tortix aici. De... Nu bă, noi suntem în Matrix direct acum. Matrix. Bă, da, să știți că am revăzut. Bă, da, dacă se face nuntă acum cu la Cucrix și cu Cumnatrix, dacă se face, cât să punem Plicrix? Nuntix. Mai... Băi, am revăzut. Darux. Cât mai e? Darux. Darux. Cât merge Darux? Cât merge Darux în Matrix? Am revăzut. There is no Darux. Când mi-mi cere, bă, dar tu n-ai adus nimic, n-ai adus la însurăție nimic. Bă, there is no Darux. Băi, a făcut Nathan Ticu, colegul nostru, trebuie să menționăm, care în curând va sparge piața din România, pentru că va rupe cu Asia Express în fine, ne-a povestit, deci va rupe. Așa, și ne-a arătat un sketch mai vechi de-al lui, așa, de la Canal D, când făcea emisiunea Varză TV. Așa. Și ne-a arătat foarte bine filmat, producție Brici. Și era Nathan Ticu, era Neo. Trebuie să vi-l închipuiți pe Nathan Ticu cu ochelari negri, Neo. Și era unul care era Morpheus, cum ar veni. Așa. Și dialogul felul următor, că vine Nathan Ticu îmbrăcat în pelerină, în haina aia de piele lungă așa. Ăsta a dat pe față boit negru, cum ar veni. Așa. Nu, pe nu. Nu, nu, foarte bună. Are glumă la final. Nu, are glumă. Nu, e impecabil făcut. Dar cea mai tare fază la care am râs în sketch respectiv și mi-a plăcut la Nathan Ticu, Nathan Ticu corecta mereu pe Morpheus, pentru că ăsta pronunța ca românii. Și ăsta zicea, ăsta, bună, eu sunt Morpheus. Și ăsta Nathan Ticu, Morpheus, Morpheus. Am te-am chemat aici ca să-ți explic ce este Matrix. 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 Și ăsta tot repeta Matrix. Și Nathan Ticu... Asta e mișto că evoluează și încerca să-i atragă atenția, să-i atragă atenția că folosește greșit, dar după aia renunța și el și era... Ok, zi, bă, băi, am râs la asta cu Nathan Ticu, foarte bun. Mușeați-i de la televizor. Bă, deci nu ne-a arătat pe YouTube. Nivelul podcastului ăsta este că am ajuns să povestim sketch-uri de la Canal D. Am văzut că Baboiaș a lăsat pe cadrul general de ultimele 30 de minute. Pentru că se uită la altceva. În speranța că o să încheiem. Da. Știi cum se băga la cluba, se băga bunei vinul Ghiurghiuliu ca să, gata, că plecați. Era, la dar noi chiar... la discotecă era Mama Leone. Asta vreau să întreb. Tu ce băgai? Ce muzică populară băgai la finalul setului ca să-i trimiți acasă? Eu termin acum cu... Am trei cu care termin și îmi place foarte mult. Să nu ne luăm în serios. Nu. Ba da, e în serios. Mützenbacher. No, no, cu astea, no, no. Cu astea, cu astea Iosefin Mützenbacher. Iosefin Mützenbacher. Cu asta termină Gicu. Ba, băi, arăți pe Iosefin Mützenbacher, te rog. La un moment dat, da. La un moment dat, pentru că era atât de elitist. Ce, Iosefin? Și băgam, nu, băgam muzică la Festival de Film Anonimu. Aoleu, și era așa. Atât de elitist publicul la un moment dat, adică erau aia încă care trebuia se să bagi și erau aia care Sinfonia se uitau de Mendelssohn. Superior, nu mă întrerupe la mine. Păi nu, asta e podcastul, te întrerup, zi. Se uitau superior la mine că băgam de-astea de dans, de nu știu ce, și am terminat cu o piesă a lui Mitoș.
al lui Micleușa. Proiectul lui Febre 39, piesa se numește Eurovision. Cânt din memorie. Așa. Acum. Și cumva aproape la fel de corect ca și Mitoș. Piesa este așa, doar voce și începe așa. Și și după aia începe Mitoș să cânte. Nu înțeleg de ce nu m-ați selectat pentru finala Eurovision. Nu înțeleg de ce artiștii geniali sunt nedreptățiți când alte coarde varză. Ajung în final. Și tot așa, deci este senzațional. Asta e una din piesele cu care literalmente am încheiat. Asta e un moment bun să încheiem podcast. Da. Nu înțeleg de ce alte podcasturi. Eu o să las microfonul, podcasturi. Eu las microfonul pe masă, că nu se poate. Nu. Hai să încheiem în stil. Adică să rămânem nu toți. Nu suportă mușat să încheie o podcast. Asta este ce înțeleg. Nu, mai mi-e place să avem întotdeauna o glumă de final. Deși greșesc, n-ar trebui să avem nicio glumă. Eventual aș putea să întorne o scrumieră aia cu scrum în cap. Mm. Nu. Scrumi scrum. Dă să scrume. Dă strâns pe mușat. Da, știți când? Nu, că nu-mi pun. Nu, dă strâns pe mușat. Da, știți. Nu, vino și fă zoom pe mușat la cameră. Știți, nu dați-mă că nu-mi pun în cap. Vino și fă zoom pe mușat. Bine, îmi pun în cap. Uite, mi-am pus în cap. Vino și fă zoom pe mușat. Dacă n-ai cântare. Uite, m-am pus în cap. Vezi? Uite, m-a ținut de cuvânt. M-am pus în cap scrumiera. Mamă, mă, tu mai puțin și o să ai propriul tău serial pe canal de. Cine știe. Hei, ăsta e un semn. Tăiem, n-a fost bine nimic.